Bună seara, suntem din nou împreună la Iluzii Prejudecăți Perspective. Începând cu această emisiune, ne vom relua vechiul obicei, fiecare emisiune având o anumită temă. Tema emisiunii din această seară, depășirea măsurii. În Grecia antică, mai precis în mitologia greacă, dacă un om, dacă un personaj depășea măsura, imediat era sancționat de către zei. Cazul cel mai elocvent cred că este cel al lui Laios, regele Tebei. Laios nu avea copil, imploră atunci zeul să aibă și el un copil. Zeul îi spune, stai în banca ta, vezi că întregi măsura. Laios continuă cu rugămințile și până la urmă are un copil pe Oedip. În momentul în care se naște copilul, își dă seama de faptul că a întrecut măsura și zeii l-au sancționat, iar ce se întâmplă mai departe se știe foarte bine. Vom încerca și noi în această emisiune, poate pe parcursul mai multor emisiuni, să identificăm diferite depășiri ale măsurii și zic eu că aproape fiecare dintre noi este predispus, nu, ca în anumite momente, din diferite motive, să depășească măsura. Invitatul meu din această seară este domnul Emil Păunescu, unul dintre cei mai importanți muzeografi din România. Bine ai venit, Emil Păunescu! Bună seara! Și hai să începem, îți propun eu, deși pe parcurs să facem incursiuni în istorie, nu? Îți propun să discutăm despre o reacție, să zicem, puțin deplasată, zic eu, s-a depășit măsura, o reacție la informația privind trecerea domnului Lucian Iliescu la PSD. Și o să-mi permit și dumneavoastră, spectatorii, să-mi permite să citesc câteva reacții. De pildă, Giurgiu Acum. În Giurgiu Acum, Marian Mina vorbește despre Lucian Iliescu și la un moment dat chiar îl face mumie. Mai mult decât atât, citez, spune domnul Marian Mina, președintele Consiliului Județean, Lucian Iliescu nu și-a adus în niciun fel aportul la rezultatele organizației județene a PSD. Aici încă o remarcă pe care Emil desigur a sesizat-o, nu? Avem de-a face aici cu un pleonaz mare cât clădirea care adăpostește Consiliul Județean, nu și-a adus în niciun fel aportul, aporte în limba franceză înseamnă aduce, deci domnul Lucian Iliescu este vinovat că nu și-a adus adusul. Știri de Giurgiu. Citez. Primul care a reacționat a fost liderul PSD Giurgiu, Nicolae Bădălău, care a declarat răspicat că Iliescu nu are ce căuta în organizația PSD Giurgiu pentru că, citez acum din Nicolae Bădălău, noi nu luăm tinichele politice. Și continuă ziaristul, ziarista, foarte corectă gândirea liderului social-democrat. Mă rog, astea sunt doar câteva reacții, nu? Alții s-au referit din PSD la modul că Lucian Iliescu ar fi un cal mort și așa mai departe. Eu chiar am avut impresia la un moment dat, citind aceste declarații, că PSD-ul de fapt nu e un partid politic, e o mănăstire. Reacții din partea celor care s-au trezit cu propunerea, fiindcă negocierea domnului Iliescu se face la vârf cu conducerea partidului și nu cu organizația unde știa că oricum vor exista reacții negative, sunt o categorie de reacții. Reacții de stupefacție să se în cadrul Partidului Național Liberal, da, fără discuție, unde abia reintrase după trecerea prin UNPR și este tipic, dincolo de faptul că cunoaștem persoana și cunoaștem palmaresul, trecutul dumnealui, este tipic însă pentru o situație mai largă în politica românească, nu numai în județul Giurgiu se întâmplă năzdrăvănii de genul ăsta, și care țin de o atitudine, din păcate, a societății contemporane din iubita noastră țară, în care lumea bulversată de evenimentele care s-au succedat după 1990 a cam pierdut măsură.
Deci mie mi se par reacțiile dincolo de dreptul politicienilor de a se situa de o parte sau de alta, dincolo de dreptul ziariștilor de a ataca în nume propriu sau în numele unei grupări sau a celor care susțin publicația respectivă, este un limbaj care nu le face cinste nici unora, nici altora, și este și un comportament care este regretabil pentru un om politic cu statura pe care a avut-o domnul Iliescu. Dar noi aici o să discutăm doar iar despre reacțiile celorlalți țin și de faptul că piața politică este extrem de sărată. Deci legea cererii și ofertei la momentul de față nici nu ar fi existat propunerea respectivă, nici nu ar fi existat cazul, disputa, dacă Balta ar fi avut suficient pește. Apropo de presă, presa e clar că trebuie să vină cu informații, are rolul de a informa, nu? Dar în același timp presa trebuia să aibă un rol critic, să critique puterea. Este o chestiune arhicunoscută, nu a fost teoretizată pe larg de către Karl Popper în Societatea deschisă și la micii săi. Popper a diferențiat între două tipuri de societate, societatea închisă de tip comunist bazată pe laude și cea deschisă de tip capitalist, bazată pe critică, plecând de la premisa, mă rog, după ce a făcut o incursiune în istoria științei, că numai criticând se poate progresa. Dar iată, aș vrea aici să amintesc numele unui coleg de-al nostru, realizator de televiziune, are și un ziar, Cronica Giurgiuveană, el va avea o emisiune după ce terminăm, noi este vorba despre domnul Mandu. Am citit în Cronica Giurgiuveană un articol scris de domnia sa cu titlul Primarul Barbu, șantajul și pumnul în gură. Despre ce era vorba aici? Este vorba despre faptul că domnul primar Nicolae Barbu i-a intentat un proces domnului Mandu, acuzându-l, nu, și cerându-i daune de un miliard, parcă un miliard de lei vechi. Aici se pune deja problema libertății presei, drept că presa de foarte multe ori derapează, fără discuție. Dar în același timp să dai o lege care să limiteze libertatea presei, consecințele ar fi mult mai negative, nu, decât ce se întâmplă la ora actuală. Ce m-a mai mirat acolo, fiindcă mi-a citit și mie la telefon domnul Barbu, de pildă se scria la un moment dat acolo domnul primar Nicolae Barbu, domnul Mandu mi-a citit, pardon, domnul primar Nicolae Barbu spunea că domnul Mandu ar fi spus, printre altele, ar fi scris într-un articol că în timpul mandatului primarul Barbu și-a dezvoltat foarte mult afacerile. De fapt, domnul Mandu acolo spunea, se spune în oraș că, numai că domnul primar Nicolae Barbu a scos din context o frază și este foarte periculos. Scoțând din context o frază, poți să ataci pe absolut oricine. Această chestiune este, de fapt, un argument incorrect, se numește accentul. Un exemplu clasic, Biblia ne spune să facem bine celor care ne fac rău. Dar Andrei nu mi-a făcut niciun bine. Deci nu trebuie, nu mi-a făcut niciun rău. Deci nu trebuie să-i fac bine lui Andrei. Aici e scoasă din context că trebuie să facem bine celor care ne fac rău. Dar în Biblie se spune că tuturor trebuie să facem bine, inclusiv celor care ne fac rău. Deci, iată, scoțând din context, se ajunge la aberații, la aberații foarte mari. În sfârșit, nu-ți cer să comentezi această chestiune, dar cred că ești de acord cu mine că dacă scoți din context o frază... Da, și este regretabil că atât colegii din presă, din diversele medii, cât și personalitățile publice, că sunt politicieni, că sunt în funcții demnitarii, au anumite lacune în educația generală, care
ține nu numai de comportamentul obligatoriu pentru toți cetățenii, ci și de specificul meseriei sau al funcției, care înseamnă să faci diferențe între pamflet și lovituri sub centură nepermise într-o societate civilizată, între utilizarea puterii conferită prin vot de către comunitate, de către majoritatea unei populații, și faptul că nu există sau nu există în societatea noastră suficiente instrumente de reglare. Nu este un secret, cu toții observăm că majoritatea mediilor, în primul rând presa scrisă, este în cădere liberă de câțiva ani. Deci sunt mult mai puține organe de presă concurente. Pe de altă parte, mecanismele prevăzute de Constituție și de sumedenia de legi date de Parlamentul nostru de multe ori se bat cap în cap, nu funcționează, nu sunt reglate. Deci le avem pe hârtie și am ajuns la paradoxul că în statul totalitar aveai cui să te plângi, în statul democratic nu mai există simțul răspunderii. În statul democratic, în ghilimele, în democrația noastră originală. Lipsa aceasta a unei entități, a unui concurent care să te tragă de mânecă că ai depășit măsura, că să existe o critică principială cu argumente și nu cu zvonuri, cu calomnii, cu lucruri absurde care nu se verifică, lucrul ăsta nu dă bine în societatea noastră. În Roma Antică am citit undeva, probabil că îmi confit, atunci când un general victorios intra în oraș, în spatele lui se afla un sclav care l-a atenționat tot timpul, ceva la modul aici să nu cazi, adică în sensul să nu-ți iei în cap, să nu întregi măsura. În morala antică era foarte importantă această reglementare. De fapt, fiindcă aceasta este tema emisiunii, mi-aș permite să aduc în discuție că a intrat pentru totdeauna în morala contemporană. Numai o clipă, Emil, mă zic că te rog regia să încerce un telefon la Ionel Muscalu. A acuzat și el și partidul său nu că au întrecut măsura, să vedem ce ne răspunde în Consiliul Local, la ședința de Consiliul Local. Vă rog să încercați telefonul. Da, Emil. Deci, Maxima, care a făcut carieră, este o măsură în toate, în limba latină, est modus in rebus, aparține unui poet, dar în antichitate poeții erau oameni totali, erau și filozofi, erau și moraliști, este vorba de Horaciu. Deci, ceea ce se cunoaște mai puțin, că Horaciu a completat acest est modus in rebus și cu o a doua propoziție care spune că limitele sunt sigure. Deci, ceea ce spuneai mai devreme că a pățit
în legenda transformată. Uite, avem da? La intervenție telefonică. Salut, Ionel Muscalu. Vă salut pe amândoi. Am auzit vocea domnului Emil Păunescu. Ionel, ați fost acuzați că ați întrecut măsura, tu, partidul tău, dar și PNL-ul, nu? Că ați lăsat profesorii fără salarii la ședința de Consiliul Local. Ce ai putea să ne spui, Ionel Muscalu? Nimeni fără salarii. Noi am respectat legea și respectăm în continuare legalitatea și atâta vreme cât se va respecta legalitatea, toate lucrurile vor merge strună. Este o aberație ceea ce s-a spus și am zis și în conferința de presă astăzi că nu are nicio legătură una cu alta. De fapt, cred că și tu și orice om normal știe lucrul ăsta. Pe de altă parte, am arătat acum, sigur, nu suntem acolo și nici n-am posibilitatea prin telefon să vă arăt că în bugetul respectiv nu se prevedea niciun leu pentru salarii, nu se făcea nicio rectificare la salarii, deci nu are nicio legătură. Subiectul este absolut fals și, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să nu se mai insiste și să rezolve problema oamenilor, dacă au problemă. Totuși, eu zic că ar trebui să se insiste, Ionel, fiindcă lumea poate să rămână cu această impresie, nu? Că voi v-ați opus de dragul de a vă opune. Nu ziceam din partea noastră, ci din partea celor care au indus acest subiect, pentru că la fel cum au vorbit despre asta, au mai vorbit și despre activitățile altor societăți ale subordonate ale Consiliului Local și cu certitudine că nu noi suntem cei care punem frână, noi suntem cei care vrem să dezvoltăm orașul, noi suntem cei care vrem să creștem serviciile și calitatea serviciilor în acest oraș. Și în aceeași măsură, cred că noi suntem cei care vom respecta întotdeauna cu sfințenie și cu strictețe litera și spiritul legii. Ionel Muscalu, în Giurgiu, acum ați fost acuzați că mai aveați puțin să erați la gâtul ziariștilor. Da, este interesant, aveam puțin și băteam, da, probabil, da. Noi suntem și noi foarte violenți și dincolo de asta glumesc, desigur. Suntem atât de violenți încât am tăcut și am lăsat pe ceilalți să ne acuze. Nu, este deloc adevărat, este absolut fals. Și sigur că cine comandă, cine plătește, comandă muzica pe acolo. Am spus-o și în conferința de presă, că asta vreme cât unii sunt ținuți sub papuc, iar alții sunt amenințați cu judecata, oamenii chiar, mulți dintre ei, până la urmă aleg securitatea personală și nu deontologia și adevărul. Din nefericire, zic asta, suntem în anul 2016 și lucrurile acestea n-ar mai trebui să se întâmple, dar iată că se întâmplă. Oamenii au fiecare dintre ei problemele lor și nu toată lumea este principial și luptător. Aș vrea, Ionel, să-mi exprim și... auzit? Alo? Aș vrea să-mi exprim și eu solidaritate. Alo, nu mai auzi? Nu se aude? Nu vă aud foarte bine. Sunt într-un loc fără semnal. Bine, Ionel, bine. Mulțumesc mult, Ionel. Sănătate multă și succes. Acum vă aud, dacă mai aveți alte întrebări, vă rog. Da, nu, vreau doar să spun că îmi exprim și eu, da, acum cu ocazia intervenției tale, solidaritatea cu domnul Mandu, nu? Știi ce s-a întâmplat? Da, într-un fel, sigur, fiecare dintre cei care scriu trebuie să aibă, pe de-o parte, documente că ceea ce spun e corect, iar pe de altă parte, noi, partidul nostru, nu am dat încă niciodată în judecată niciun ziarist și nici nu o vom face. Însă am spus-o și în conferința de presă, dacă domnul primar continuă să aibă o atitudine greșită față de consilieri și să creadă că nu este ori diriginte, ori stăpân, ori, eu știu, stăpânul orașului, și folosește termeni care nu sunt în conformitate cu legea, o vom face și noi, adică îl vom da în judecată pe edil, nu pe, pe ziariști. Îi lăsăm să scrie și să, iată, să ne pună chiar că am sărit la gâtul lor. Știți că eu sunt un mare sportiv și atunci când nu scriu poezii, bat oameni pe stradă, da. Mulțumesc mult, Ionel Muscalu. Mulțumesc pentru intervenție, la revedere. Sănătate, numai bine. O seară bună și tuturor telespectatorilor la fel. Mulțumim. Aș mai cita ceva din opinia Giurgiu Veanului. Ce declară domnul primar Nicolae Barbu, participat la o acțiune de ecologizare. Îmi încep mandatul cu o curățenie generală. De data asta la propriu. Nimic deosebit până aici. Comentariu. Nu credem că edilul șef a făcut această afirmație gratuit sau în glumă. Din contră. Propoziția simplă poate fi analizată în o cu totul altă cheie.
Acum problema e, poate că și eu sunt prea cârcotaș, dar dacă este vorba să analizăm propoziția respectivă, propoziția respectivă nu este o propoziție simplă, este, din punct de vedere logic, este o propoziție compusă numită conjuncție. Iată o mică eroare, totuși. Depășirea a măsurii. Sau, imediat și pe urmă te las, Emil, în jurnal Giurgiu Vean am citit mai demult un editorial intitulat Ce e mic, negru și respiră greu în PNL. Aici era vorba despre Dumitru Beianu, domnul Dumitru Beianu, de altfel un om civilizat, un intelectual, nu? Un om inteligent și așa mai departe. Și spune autorul, citez, pentru a îmi argumenta propunerea, am să schițez întreg parcursul eșecului Blitzkrieg regizat de copreședintele Beianu. Numai că Blitz este scris nemțește, liniuță, B-L-I-T-Z, apoi Krieg nu mai este scris nemțește, este scris cu C, normal, cu C, nu? R-I-E-G și în continuare nemțește. Deci începe în limba română și pe parcurs se transformă în limba germană. Dar nu asta e problema, mai departe. Citez, Beianu începea să contureze cabala calului troian. Iată aici autorul bănuiesc că a făcut, mă rog, cabală nu se referă la cabalin, nu are nicio legătură cu cai, nu? Cabala calului troian este absurd, cabala se referă la cunoașterea de sine și știe toată lumea, nu, calul troian era un cal din lemn. Hai că sunt, mă rog, cu toții suntem predispuși, repet, într-o măsură mai mare sau mai mică, să comitem nu asemenea depășire ale măsurii. Gafele, greșelile, sunt omenești. Da. Nerecunoașterea lor, faptul că oamenii nu încearcă să se îndrepte, nou spirit autocritic, asta este o dramă care poate să aibă prin perseverență consecințe funeste. Lipsa de lideri autentici, de oameni care să impună prin moralitate, prin principialitate, prin integritate și atunci celorlalți să le fie jenă să se arunce cu capul înainte și în ceea ce vorbesc și în ceea ce fac și în modul în care îi tratează pe cei din jur, indiferent pe ce poziție se află. Lucrurile astea ar trebui să ne dea de gândit. În societate nu numai familia, nu numai școala, mai sunt și alți factori care ar trebui să intervină. Biserica, oamenii de cultură, oamenii care pot reprezenta modele în diverse ramuri de activitate. Nu contează dacă au titlu sau nu, dacă au funcții sau nu, dar ar trebui încurajat să îți spună cuvântul cei care au niște argumente în spate, prin ceea ce au realizat în viață, prin comportamentul lor care este recunoscut în comunitate ca fiind pozitiv, ca fiind oameni care nu întrec măsura, sau cum spune poporul nostru, nu își cunosc, nu depășesc plapuma, își cunosc limitele. Aș vrea să mă refer puțin, Emil, la hedoniști. Hedone vine din limba greacă, cer scuze, că mă rog, asta probabil se trage de la faptul că sunt profesor și trebuie să le explic elevilor. Hedone înseamnă plăcere. În limba greacă, hedoniștii erau niște tipi care cultivau plăcerile. Numai că hedoniștii nu erau niște destrăbălați. Ei își cultivau plăcerile cu rafinament, nu? Cum spunea cineva, chiar în doze
farmaceutice. Un hedonist, dacă participa la o masă unde erau mai multe feluri de mâncare, de pildă, gusta din fiecare fel câte puțin. Spre deosebire de un gurman, nu despre care putem spune că e destrăbălat în acest sens, nu mânca tot, primul fel îl mânca pe tot, al doilea, al treilea și pe urmă putea să mai mănânci. E, apropo de hedonist și de gurmans, băi, români trăgeau niște chiolhanuri zdravene, nu? Adică nu erau deloc hedoniști. Unii dintre ei, sigur că da. Bă, la evul mediu, nu? Cei care tot lipsind acel moralist ad hoc care de obicei era preotul sau în cazul boierilor episcopul, mitropolitul, deci ierarhul de același rand cu comandanții militari sau cu nobilii laici care aveau, să spunem, ranguri ministeriale, cum s-ar înțelege în societatea contemporană, deci membrii divanului din jurul domnitorului, guvernul epocii, ca să zicem așa, mari boieri, unii dintre ei o luau razna, fiindcă erau bogați, fiindcă și se intervenea păcatul omenesc al lăcomiei. Lucru care se observă însă mai mult astăzi decât în societatea medievală. Fiindcă derapajele atunci existau indiscutabil, dar erau mai lesne sancționate în societatea de atunci. Deci nu reprezentau regula. Prea multă libertate strică. O libertate prost înțeleasă, o libertate care este gândită că să luăm acum, trăiește clipa, ce putem să ne însușim, evident, încălcând legile, disprețuind că fraierii nu fură, nu participă la jefuirea economiei naționale a bunurilor celorlalți și cei lipsiți de morală acționează în acest... Nu se... Înainte se temeau de pedeapsa divină, fiindcă așa erau educați. Se temeau și de pedeapsa lumească, care noi în comunism am fost educați evident cu tendință ideologic vorbind, clasele exploatatoare erau alcătuite numai din ticăloși, că asta înseamnă exploatator, nu? Ori evident că nu era așa. Amintit comunismul și trăiește-ți clipa, mi-a venit în minte Saul Bellow, mare scriitor american, căsătorit cu o româncă. La un moment dat, mama soției lui, internată la un spital din București, era grav bolnavă, era pe moarte, și atunci Bellow împreună cu soția au venit să o viziteze. Statul român a întrecut măsura în sensul că nu le-a permis să pătrundă în spital, deci nu i-a pătruns fiicei să meargă să-și vadă mama care era pe patul de moarte. În numele Deși Bellow, unor... repet, era unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii. În numele unor principii, în ghilimele, unor reguli aberante și care denotau aceeași fugă de răspundere pe care o găsim larg răspândită astăzi. Teama că li se va imputa activiștilor, securiștilor, celor care trebuiau să avizeze, fiind vorba de cetățeni străini, o asemenea vizită, îi făcea să fie neoameni, să depășească măsura, să nu înțeleagă că nu are nimic una cu alta. Dacă aveau ceva de împărțit,
cu atitudinea pe care eventual o abuseseră în public, în presă, cetățenii respectivi, puteau să le spună înainte sau puteau să, după ce îi lăsau să își viziteze ruda, să comenteze situația. Numai că aceste precepte rigide care există în statul totalitar se observă că nu au dispărut în comportamentul unor presupuși democrați din zilele noastre. Lumea aceea, omul nou creat în ghilimele de societatea comunistă, trăiește de plin astăzi. E o realitate pe care mulți nu vor să o vadă, din păcate. Și nici societatea noastră nu a găsit soluții pentru a contrabalansa aceste realități. Dacă avem buruieni, trebuie să le plibim. Nu cu măsuri dictatoriale, nu suntem cei care trimit în lagăre sau care propun. S-a observat că boala aceasta există și în state aparent mai civilizate decât al nostru. De una zi doar văzurăm reacțiile prietenilor din Marea Britanie, prietenilor poporului român, nu mă refer la, nu comentez Brexit-ul, nu. Nu le face cinste. Avem tot respectul pentru gentilomii englezi, dar asta nu înseamnă că orice englez este gentilom. Și faptul că politicienii britanici nu au știut să argumenteze sau au încercat să folosească faptul că au și ei uscăturile lor, rasiștilor, xenofobilor, nu le faceți este. În momentul acela nu mai sunt lorzi cei care au vrut ca pe valul acesta de ură rasială și te așteptai după atâția ani de la căderea zidului Berlinului să, ceea ce am auzit noi în 90 afară cu străinii din țară, să auzi același lucru în țări civilizate astăzi? Nu. Deci asta e bine să spunem că este o chestie omenească cu depășirea măsurii. Și că în societățile care nu sunt bine echilibrate, la fel ca și lucrurile care țin de comportamentul infracțional, nu? Deci cei care fură, care violează, care fac alte năzdrăbănii, toate aceste comportamente sunt urmare a unei societăți dezechilibrate care nu-și cunoaște măsura. Aș vrea să mai citesc ceva tot din opinia Giurgiuveanu, mi parcă era. Mai puțin. Unde este vorba despre stabilirea meritelor, de pildă. Opinia Giurgiuveanu, citesc. Deși cei de la PNL și ALDE au câștigat mai multe locuri decât meritau la Consiliul Local Municipal și în Consiliul Județean, puncte, etc., etc. Cum e posibil, nu, ca tu să stabilești meritele? Hai să mai pune o altă întrebare filozofică, totuși. Cine stabilește meritele într-o societate democratică? Nu că este o întrebare asta, nu? De unde până unde, cum stabilim că munca unui profesor e mai puțin meritoasă, să zicem, decât munca unui inginer, sau un inginer mai meritoasă decât munca, eu știu, unui contabil și așa mai departe.
Dar să stabilești tu, să vină aceste condiții, e o situație extrem de delicată cu meritele. Există o întreagă filosofie. Și tu să stabilești, tu să spui că ea nu au merite, deși nu meritau atâtea locuri, adică știa exact și câte locuri meritau, mă rog. Cred că și aici un fel de... Într-un regim democratic, după cum se observă, rezultatele nu sunt întotdeauna cele care, în opinia unor asemenea critici, cuvântul critic trebuie luat în ghilimele, reprezintă greșeli. Acestea sunt regulile jocului. Suntem în plin campionat european de fotbal, anumite echipe au dominat, dar altele s-au calificat, altele au câștigat. Deci lucrul nu ține cam cum credem noi că ar fi ierarhia, ci cum se întâmplă în realitate și trebuie să ne asumăm această realitate. Cei care doresc mai mult, este dreptul lor, este frumos, este sportiv, dar respectând regulile jocului. Deci la următoarele alegeri, dacă dânsii au convingerea că partidele respective nu meritau, trebuie să convingă alegătorii că au greșit, că le-au conferit prea multe voturi și data viitoare să le confere mai puține. Modalitatea de a-i convinge însă nu este musai de a ataca pe adversari. Cea mai reușită argumentație este aceea din a realiza lucruri mai bune și mai frumoase și mai multe chiar decât au promis. Și atunci mulți dintre partizanii celorlalte partide îi vor vota cu amândouă mâinile. Uite, acum ca să-l și laud pe Jim Diaconescu, la un moment dat în opinia Giurgiuveanului, mă rog, se referă la participarea lui Ivan Pațaichin aici la evenimentul de la centrul de agrement Cama. Ivan Pațaichin, deci am citit, a avut cuvinte frumoase spuse despre, chiar a accentuat, nu, despre centrul de agrement Cama, că e util și frumos și așa mai departe. Mă rog, el e fisurat în spate, când o crește apele, ar se alege praful de el. Și zice Ion Diaconescu, ce centrul de agrement Canal Cama și-a dovedit încă o dată utilitatea, iar acest lucru s-a văzut în numărul mare de giurgiuveni care a fost prezent la acest eveniment. Am încheiat citat. Iată de ce vreau să-l aud. Aici sunt două argumente sofistice. Primul este argumentul autorității, care face parte din argumentul relativ la modestie, adică invoci o personalitate în sprijinul afirmației tale, dar ideal ar fi să invoci o personalitate care are legătură cu domeniul respectiv. Ori domnul Ivan Pațaichin, din câte știu, nu este inginer constructor, deci iată un sofism, un raționament incorrect. Și al doilea raționament incorrect, al doilea sofism, mă rog, dar îți trebuie știință să procedezi în acest fel, este argumentul relativ la popor. Domne, centrul Canal Cama este extraordinar, fiindcă a venit foarte multă lume. Adică face apel la majoritate. Din moment ce au venit foarte mulți, înseamnă ca și cum, în jurul parcă ar exista nu știu câte centre de agrement și dintre toate centrele de agrement a fost până la urmă ales centrul Cama și aici au venit foarte mulți giurgiuveni. Deci, iată, în două, trei rânduri aici apar două argumente sofistice. Argumentul relativ la modestie și argumentul relativ la popor. Nu, argumentul relativ mai popor, mai simplu, majoritatea are întotdeauna dreptate. Nu? Dacă zice unul că ești beat, mai zicem că unul ești beat, mai zicem că te duci acasă și te culci, nu chiar dacă nu ești beat. Da, este ziaristul de serviciu care încearcă să facă pe plac șefilor ierarhici, pe de-o parte, pe de altă parte, este bine să avem o măsură și în această privință. Persoana invocată, marele nostru campion Ivan Pațaichin, care este și un om cum se cade, un suflet mare, a spus așa, că Ivan Pațaichin se critice. Este lucrul cel mai important este că el a
a vrut să fie politicos, nu fiind invitat la Giurgiu să spună ceva de bine, dar cel mai important este ca edilii noștri să știe să folosească bunăvoința și interesul acestui mare campion pentru și realmente să continue dezvoltarea nu numai declarativă, ci a realizării unor baze nautice pe canalul nostru. Fiindcă și acest centru nu are nicio valoare dacă nu vor continua celelalte proiecte ambițioase, dar să vedem în ce măsură vor fi aprobate și vor fi atrase fonduri pentru a se realiza niște investiții, că abia atunci se va putea înlătura pericolul de inundații și alte lucruri. Deci, lucrurile trebuie, pe de o parte, populația trebuie informată cu obiectivitate și nu cu cum convine unora sau altora. Care sunt dificultățile, care sunt meritele atunci când există aceste merite, dar și care sunt obstacolele și care sunt greșelile atunci când se întâmplă. Deci cine răspunde pentru sau din ce motiv s-a întâmplat un lucru care este în paguba comunității noastre. Oricum, aș ține să subliniez că de regulă giurgiuvenii, deci nu mai este un atac la contemporani, ca istoric pot să depun mărturie că de-a lungul timpului, cu fluctuații și cu merite diferite, evident, dar predominant avem acest păcat noi, giurgiuvenii, nu alții, de a nu ști să speculăm anumite branduri, anumite ocazii atunci când există o relație favorabilă pentru oraș cu personalități, cu instituții din țară sau de peste hotare. Și după ce ne-am făcut treaba, cum se spune, uităm să mai le dăm un telefon sau să le mai dăm bună ziua celor de care la un moment dat ne-am folosit, adică ne-a convenit că ne-au vizitat, ne-au convenit că ne-au felicitat sau că au promis să facă ceva. Relațiile se cultivă și de multe ori ratăm ocazia de a specula asemenea relații favorabile. Este un, repet, un păcat care nu este la adresa celor de astăzi, ci la adresa tuturor. Și nu învățăm din greșeli. De vreme ce unii din edilii din trecut, indiferent de ce partid au fost sau ce politică au făcut, au făcut și lucruri bune, au făcut și lucruri rele. Li se uită meritele, li se scot în evidență păcatele, atât cele reale, cât și unele imaginare, că dacă tot trebuie să-l împroșcăm pe unul cu noroi, atunci să-l băgăm în hasna cu totul. Și mai avem un talent. Cei care au ajuns în funcții de conducere abuzează, evident, de poziție și încearcă să-și impună voința sau interesele, încălcând și legile și morala, speculând inadvertențele din legislație sau posibilitatea de a interpreta sau faptul că nu există mecanisme de control sau că există corupție și cei care controlează în loc să facă ce trebuie. Deci cei care abuzează, la un moment dat, nu numai că îți cer să mă ierte telespectatorii, încerc să fiu cât se poate de academic în exprimare, nu numai că îți cer să mănânci de hasna, dar să și declari că
îți place. Acest lucru are consecințe dezastroase în modul cum este receptat la nivelul oamenilor simpli, la nivelul cetățenilor obișnuiți, ideea de democrație, ideea de partid, ideea de conducători, și a apărut ceea ce am văzut cu toții după dezastru de la Colectiv, chestiunea reală, dar periculoasă dacă este împinsă la extrem, că toate partidele sunt aceeași mizerie. Nu? Asta dă apă la moară celor care urăsc democrația și care în numele unor greșeli reale ale diverselor partide, așa, propun soluția totalitară, de care abia scăparăm. Știm cum a fost și ce pagube a creat. Lipsa de măsură nu este numai, spuneam, la noi. Observăm că aceste greșeli, sigur că de pe alte poziții și la altă scară, le fac și alte țări europene, unde partidele extremiste câștigă teren, speculând defectele sistemului, greșelile făcute de cei care au pierdut măsura, care s-au gândit numai la interesul lor, au uitat că trebuie să lucreze în interesul cetățenilor. Și la un moment dat cineva va plăti și va plăti scump. Este de dorit ca oamenii cu simțul măsurii nu numai să constate lucrurile astea și să, dar să ia și atitudine publică. În măsura în care nu vorbești despre ceea ce ai constatat, devii complicele celor care au abuzat, celor care au depășit măsura. O altă chestiune în Occident, de pildă, dacă când cineva este la putere, este criticat. Și, mă rog, critică în sens constructiv, nu? Când nu mai este la putere, este respectat. Este ministru, nu este criticat din toate părțile, nu, și este bine că este criticat. A terminat cu funcția de ministru, toată viața va fi numit domnule ministru și va fi respectat. În România ești ministru, ești lingușit, nu? După ce nu mai ești ministru, ești înjurat. Adică lucrurile parcă se petrec invers. Da, există o atitudine care pare să aibă niște rădăcini în mentalitatea poporului nostru de data asta, deci nu mare de-a face musai cu lipsa de educație sau cu știu eu, nivelul de trai, cu deosebirile între noi și alte țări, ci ține de modul în care ne apreciem valorile, de modul în care avem un echilibru între critica constructivă, deci nu cea făcută să dărâme, și faptul că nu vedem bârna de în ochiul nostru. Se clamează despre greșelile celorlalți, dar în momentul în care pentru acele greșeli, în cazul politicienilor, plătesc la vot, la
se uită și următorii nu numai că nu le evită, dar le fac cu asupra de măsură. Este foarte ciudată treaba asta la români. La popoarele din jurul nostru, oarecum aflate nu foarte departe de noi ca tradiții istorice, ca nivel cultural. Deci nu ne comparăm cu marile puteri, cu țările care au beneficiat de o istorie favorabilă și de și cu națiuni care au meritele lor pentru ceea ce au câștigat de-a lungul timpului. Hai cu cei din regiunea noastră, cu cam de același calibru, cam cu istorie comună, suntem singulari. Avem și lucruri care sunt motive de mândrie, care ne singularizează în sens pozitiv, anumite tradiții, dar avem și acest lucru care ne trage foarte mult în urmă. Deci noi așteptăm ca străinii să ne aprecieze și abia atunci recunoaștem. Este larg cunoscut chestia asta. Marile valori ale neamului s-au bucurat întâi de aprecierea străinilor și abia apoi noi le căutăm nod în papură celor care merită să fie în panteonul național, geniilor. Bacă ar fi avut anumite păcate omenești Eminescu sau Brâncuș sau Enescu sau cea mai mare tâmpenie, apropo de Enescu, l-au făcut colaboraționist fiindcă a concertat la Moscova. Da, da, mă rog, am ținut chestia de, asta. Avem talentul acesta de a inventa Sever Voinescu a luat, a venit cu niște argumente în care a demonstrat contrariu, nu la... Sigur, dilema, da. Dar nici nu ar fi de gândit așa ceva într-o țară civilizată. Da, da. Din păcate, nu ne putem abține. Și acest lucru ține de un echilibru, de o pierdere a măsurii, nu? De că măsura este și cea din pahar. Cei care depășesc ajung în situații eventual să fie bazocura, fiindcă își pierd mințile și pleacă pe trei cărări acasă, nu e frumos. Dar de obicei este un lucru, dacă nu se întâmplă infracțiuni în starea de ebrietate, este un lucru neplăcut, rușinos, dar va trece, se va trezi din beție. Ce ne facem cu cei care nu reușesc să se trezească? Nu din beția alcoolică, ci din beția puterii, din beția că au ajuns în posturi nemeritate și care din momentul în care au apucat să stea pe un scaun pe care a stat cândva o valoare, au senzația că urmele acelei valori se transferă și în corpul lor. Emisiunea noastră se apropie de final. Emil Păunescu, presei revine un rol esențial, nu în a critica, în a fi cu ochii pe putere, nu plecând la premisa că oricine aflat la putere are tendința de a comite abuzuri. Mă rog, asta este o teorie, nu mi-aparține mie. Deci rolul presei este enorm. Ai pune presei pumnul în gură, cum se spune, este extrem de periculos. Sigur că da, și toate discuțiile care au avut loc și la nivel central în legătură cu soarta mijloacelor media din nu este admisibil să se ajungă
la falimentul televiziunii publice. Ne învârtim în jurul acestui subiect de ani de zile, deci nu este o catastrofă naturală. Și modul în care a fost acceptată din interese obscure distrugerea agențiilor de difuzare a presei și multe alte lucruri care nu sună bine. Sistemul editorial este la pământ în momentul de față. Oare nu mai avem nevoie de cărți? Mulțumesc foarte mult, Emil Păunescu. Emisiunea noastră la sfârșit. Ne revedem săptămâna viitoare la Iluzii, Prejudecăți, Perspective.